Anul acesta se împlinesc 135 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Bulgaria. Forumul Construcții de Mașini și Electronică din Bulgaria, desfășurat recent la București, a readus în prim plan legăturile comerciale dintre cele două țări. Evenimentul a reunit 16 companii de profil din țara de la sud de Dunăre, reprezentanți ai mediului de afaceri românesc și investitori. This is the first birth. Este prima întâlnire de acest tip, ar fi bine ca aceste forumuri să se finalizeze cu anumite proiecte. Mulțumim Camerei de Comerț și Industrie a municipiului București, care a răspuns pozitiv solicitării noastre. Îmi doresc ca la următorul eveniment să vă prezentăm primele parteneriate parafate. Avem posibilitatea să ne promovăm firmele, producția. România este o țară cu tradiție în construcția de mașini, așadar avem ce învăța. Pentru noi este important să stabilim colaborări cu beneficiari din România. Compania pe care o reprezint nu are relații economice cu România și recunosc, mi-aș dori să existe 4-5 contacte pentru a începe diverse proiecte. În ianuarie 2014, Dacia Group Renault a avut cea mai mare creștere a vânzărilor din Europa, marca auto fiind cea mai vândută anul trecut și în Bulgaria. De altfel, exportul de mașini a fost unul dintre principalii factori în ceea ce privește avansul economic înregistrat de țara noastră în 2013. Cu toate acestea, autoritățile trebuie să susțină mai mult sectorul întreprinderilor mici și mijlocii. România, probabil printre puținele țări este europene, integrat în structurile europene, care nu are o strategie națională. În accepțiunea europeană, strategie națională înseamnă un program care să fie convenit cu toate forțele politice, program care trebuie respectat cel puțin 15 ani. Sigur, la noi, din păcate, există acea formulă grea moștenire și orice schimbare politică înseamnă reluarea acestor strategii naționale. Extrem de păgubos. Este păgubos și din punctul de vedere al atractivității ca mediu de afaceri a României. Orice investitor întreabă de două lucruri, infrastructură și, foarte important, predictibilitate legislativă instituțională. Forumul de afaceri a fost organizat de Ambasada Republicii Bulgaria în România, Agenția Executivă pentru Promovarea IMM-urilor și Camera Industriei Constructoare de Mașini și Utilaje de la sud de Dunăre, în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București.